Întâlnirea amicală de fotbal vineri seara pe stadionul din Port, acolo unde au intrat pe teren pentru două reprize a 25 de minute. Echipa Dunărea Giurgiu și Olt Dunărea. Varianta Olt ce amintește de echipa condusă cândva de Sandu Pantazi. Partida a fost un prilej de a se mai dezamorți pentru cei care au lăsat fotbalul mai la o parte. Iar pentru seniorii de la Dunărea se poate spune că a fost un nou meci de pregătire în vederea participării în campionatul județean al Ligii a 4-a fotbalistice. Partida de astăzi face parte dintr-un lung șir de evenimente, așa cum ne-a obișnuit în ultima vreme domnul Sandu Pantazi. A fost inițiativa dânsului să disputăm o partidă de fotbal între Dunărea Giurgiu actuală și Dunărea Giurgiu, cei care au fost sub comanda dânsului la juniori 2 și ulterior juniori 1. Partida a fost una în care fiecare a jucat după posibilități, cum se spune la o asemenea ocazie, iar scorul final 4-4 este unul care ne arată că s-a alergat ceva cu acest prilej. Vom mai disputa meciuri amicale, deocamdată nu știm, nu au confirmat echipele cu care am discutat să vă pot spune un nume, dar sigur vom mai avea cel puțin o partidă amicală. Un meci amical, încheiat la egalitate. Sper să ne mai întâlnim și altă dată. În fiecare an aș dori. Și mult succes Dunării în competiția care urmează. Pentru Dunărea, vara a fost una bogată în evenimente, echipa giurgiuveană susținând un număr record de partide amicale în vederea pregătirii pentru sezonul competițional. Liga Elevilor Socialdemocrați a organizat sâmbătă pe terenul din Parcul Elevilor un campionat de fotbal denumit Cupa Ligii Elevilor. Competiția s-a aflat la prima sa ediție și la startul său s-au înscris 8 echipe formate din elevi de la școlile și liceele din oraș. Echipe ce nu au purtat un nume, ci numere. La eveniment au participat și doi foști mari fotbaliști români, Dorin Mateuț și Daniel Iftode, care au urmărit competiția și la final au participat la festivitatea de premiere. Ne-a făcut mare plăcere și îmi face mare plăcere această invitație din partea giurgiuvenilor la o competiție. Poate nu atât de importantă, dar o competiție de fotbal la care se întrec echipe de la anumite școli, o vârstă 18-19 ani. Sunt onorat să fiu aici și așteptăm să termine această finală. Eu sunt bucuros că am venit aici la această competiție, pentru că sunt bucuros că când văd că elevii din liceu joacă fotbal, chiar dacă pe teren de mini-fotbal, dar e un lucru îmbucurător pentru că din ce în ce fotbalul românesc covoară. Sunt onorat să fiu prezent la orice competiție, indiferent dacă este fotbal, poate să fie și handbal, basket, în general, sportul. După ce echipele au jucat între ele, cele mai bune au ajuns în finala mică și în finala mare. Campionatul județean de fotbal va debuta pe 5 septembrie după un program ce deocamdată nu a fost făcut public. În acest sens, Asociația Județeană de Fotbal pregătind o conferință de presă pentru joi, 3 septembrie. Una peste alta, echipele au intrat în linie dreaptă la capitolul pregătiri, iar Dunărea Giurgiu și-a chemat sâmbătă băieții la vestiar și i-a îmbrăcat în echipamentul oficial pentru fotografia de grup de dinaintea startului în campionat. Am făcut o serie de achiziții, am completat lotul nostru de seniori care a suferit în campionatul trecut. Avem un lot de 22 de jucători complet, achiziții noi în număr de 12, jucători din orașul Giurgiu și din comunele apropiate orașului. Avem jucători de la Vedea, de la Călugăreni, adunații Copăceni. Deci obiectivul nostru fiind locul 1, acesta a fost motivul pentru care am făcut aceste achiziții. V-au plecat jucători din vechea echipă? Da, mai mulți jucători au renunțat pentru că nu erau pregătiți să facă față pregătirii și cerințelor noastre și bineînțeles că au renunțat și noi am renunțat la serviciile lor. Așadar, Dunărea Giurgiu pornește la drum cu un lot îmbunătățit, ținta echipei pentru acest sezon fiind locul 1 sau 2.
Etapa nouă a Ligii 1 fotbalistice a dus Astra la Ploiești, acolo unde giurgiuveni au făcut în fața Petrolului unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ca densitate de ocazii din acest sezon al primului eșalon. Astra a învins cu scorul de 1-0 echipa Găzarilor și clasamentul Ligii 1 găsește echipa lui Marius Șumudică cu 20 de puncte, fotoliul de lider înainte de mini-vacanța pe care o ia Liga 1. Omul surpriză a fost Alexandru Dandea, cel care a marcat unicul gol al meciului în minutul 35, relung cu capul în plasă după un corner de pe partea stângă executat de Budescu, într-un meci contraindicat cardiacilor. Asta a fost echipa norocoasă de pe teren, pentru că echipa gazdă cu Eusebiu Tudor, debutant ca principal în Liga 1, a ratat două penaltiuri. În minutul 38, Lunga a apărat o lovitură de la 11 metri executată de Dacian Varga. Apoi, în minutul 69, Laurențiu Marinescu a ratat un penalti acordat după un fault asupra lui Farina. Finalul partidei a înregistrat 1-0 pentru Astra și cei aproape 6.000 de spectatori de pe stadionul Ilie Oana au rămas dezamăgiți. Astra Giurgiu a intrat în teren cu Lung Junior, Cheiroș, Găman, Geraldo, Moraeș, Dandea, Boldrin, Anache în locuit de Ioni, Budescu de Amorim, înlocuit de Roșu, și Alibec înlocuit de Florea. A fost o partidă la capătul căreia tehnicianul Șumudică a declarat: am făcut cinste fotbalului și noi și ei. Îmi felicit și jucătorii pentru efortul depus. Îl felicit pe Boldrin, care a dat dovadă de un mare caracter, pentru că a ținut să joace deși are fractură de os zigomatic. Cât despre Budescu, ce să mai spun? A alergat de s-au dat parametri peste cap, a mai spus Șumudică. După această victorie, Astra este lidera clasamentului cu 20 de puncte, golavraj 19-13, urmată de Dinamo cu 17 puncte, apoi de Viitorul, ASEA Târgu Mureș și Steaua cu 16 puncte. Etapa 10 va începe pe 12 septembrie și Astra Giurgiu va întâlni acasă Pandurii Târgu Jiu.